Cele două femei au făcut o serie de declarații în lacrimi direct din locul unde a fost depus trupul neînsuflețit al regretatului Mățu Stoian. Cele două sunt de părere că dacă nu ar fi călcat în spitalul de urgență din Reșița, cântărețul ar fi avut mai multe șanse de vindecare. Urma să se opereze la Timișoara. Tot amâna, trebuia făcut de mai mult și a fost frică să se întâmple ceva. De la procedura asta pe care a făcut-o, cred că a făcut o hemoragie internă, a fost, cred că, o greșeală de acolo. Am descoperit că au preluat procurorii cazul, nu am făcut noi plângere sau ceva, s-au sesizat, asta sigur. Pentru el nu se mai poate face nimic, dar pentru alți oameni să nu mai pățească, a declarat una dintre surorile lui Petrică. Surorile artistului au mai declarat că l-au încurajat cât se poate de tare pe fratele lor. Eu am stat acolo cu el tot timpul și i-am spus, Petrică, tu ești un puternic, nu trebuie să te lași, fă un efort și dacă îmi spuneai din timp, te duceam oriunde, dar n-am știut. A mai adăugat sora artistului. Totodată, sora lui Petrică Mățu Stoian a susținut că fratele ei a regretat că a mers la spitalul din Reșița, lucru pe care chiar ea l-a observat în comportamentul cântărețului, atunci când deja se afla internat în unitatea spitalicească. A regretat că s-a dus acolo. L-am văzut în ochii lui cum spunea că a făcut o greșeală. Nu a pronunțat, dar mi-am dat seama din privire, a mai spus sora artistului. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.